Trebuie să-ți trăiești viața, trebuie să te distrezi. Un scriitor, în sensul clasic al cuvântului, un scriitor din acesta înnegurat, încrâncenat și așa mai departe, își trădează, de fapt, în fiecare clipă viața scriind. Există o filozofie întreagă asupra existențialistă, asupra acestui lucru. După părerea mea, un scriitor astăzi nu-și poate permite să-și trădeze viața. Viața mea este la fel de importantă ca și scrisul meu. E foarte greu să faci ceva bun în viață sau în scris dacă nu înțelegi lucrul acesta. Pentru că una se hrănește din cealaltă și una este o reprezentare în oglindă a celeilalte. Eu nu-mi pot permite să abandonez nici entertainment-ul, distracțiile, știu eu, toată lumea aceasta, circul din jurul nostru. Nu-mi pot permite să abandonez nici responsabilitățile mele politice de cetățean, nici responsabilitățile mele de ființă gânditoare asupra tuturor zonelor vieții și nu-mi pot permite, din aceste motive, să uit că sunt scriitor. Așa cum, din păcate, și câteodată justificat, s-a întâmplat cu foarte mulți scriitori, mai ales după 1989. Eu înțeleg că mulți scriitori implicați politic foarte puternic la început au renunțat la politică. Înțeleg mult mai puțin că foarte mulți scriitori au renunțat la scris. Ori a fi scriitor înseamnă a scrie. Aceasta este definiția scriitorului. Dacă nu mai scrii, nu te mai poți numi scriitor. Aceasta este drama scriitorului care nu mai scrie. Adevărul este că lumea de astăzi este atât de corozivă încât cei care scriu în continuare sunt excepții. Sunt excepții. Drama care a fost subliniată de atâtea ori este constant faptul că oamenii par să fie abandonat terenul, iar oameni mai tineri par să nu se înghesuie pe acest teren arid, pe acest teren nelucrativ, ca să spunem așa. Pentru că din scris nu se câștigă, oamenii merg unde sunt banii. E foarte simplu. Uite, exact asta, repede am să mai citesc despre asta, era vorba. Tot Eugen Negrici spune câteva cuvinte absolut grozave, zice așa. Noi am avut până la Revoluție o cultură literaturocentrică și ne-e dat să constatăm azi că literatura reprezintă o simplă manifestare a spiritului printre alte câteva, că scriitorii nu se mai află în centrul interesului public, nu mai sunt inductori de opinie și simboluri ale salvării naționale, că în afara celor ce țin de autosugestie, le-au mai rămas prea puține motive să producă literatură și nu articole de ziar, comentarii politice, spoturi publicitare și talk show-uri. Ea zice și mai mult. A zice că lumea, așa cum o vedeam noi înainte, așa cum era organizată în capul nostru, avea forma unei ținte. În centru era poezia. Poezia era văzută metafizic, chintesența ființei umane și așa mai departe. În jurul poeziei se organiza literatura. În jurul literaturii se organizau artele. În jurul artelor se organiza cultura, în sensul general al cuvântului, și abia la margine undeva se afla civilizația. Foarte cețoasă și foarte disprețuită, aș spune eu. Ori acest turn Babel s-a prăbușit. Acest turn Babel, oricât ar fi de trist și oricât ar fi de ciudat pentru cei care au trăit în vârful lui, el nu mai există. Astăzi civilizația este o zonă gigantică din viața noastră, civilizație care nu mai înseamnă coșuri de fabrică, așa cum însemna înainte, ci înseamnă în primul rând entertainment. Înseamnă, în primul rând, input cerebral, input mental, fie el film, fie el muzică, fie el realitate virtuală de toate felurile. Omul trăiește astăzi 90% din viața sa în virtual, în visul acesta tehnicolor al mediilor. Aceasta înseamnă civilizația în care trăim. Firește că ea, într-un fel, tinde să recupereze și artele. Tinde să recupereze și literatura și poezia și le găsim pe acestea unde nu ne așteptăm. Le găsim în reclame, de pildă. Le găsim în cântecele hip-hopiștilor. Le găsim în design. În tot acest ambient care ne înconjoară. Nu înseamnă acest lucru că artele adevărate, cele înalte, tot ce s-a spus și s-a scris mai bun pe lume, nu? Definiția celebră a culturii, nu înseamnă că acestea trebuie să moară. Dar ele, cum spune Eugen Negrici, sunt de acord cu el într-un fel, ele rămân într-un fel de acvariu, într-un fel de rezervor, într-un spațiu închis, organizat asemenea unei biserici. Nici o biserică nu te trage cu forța înăuntrul ei. Când ai nevoie de ea, însă știi că este acolo. Este foarte important să existe în continuare poezie, muzică, arte, de toate felurile, și înaltă și joasă, joasă în sensul
de cultură pop. Fără cea mai mică paradă, am și uitat să respir în timpul ăsta și mi-am adus aminte de un prieten de la Cluj care văzuse un film, filmul i-a plăcut foarte mult și a zis, mă, așa de bun a fost filmul ăla că ar trebui dat în fiecare seară la 7 pe România 1 în loc de jurnal. Asta zic și eu, poate că din când în când rupem anumite bucăți de la Seara Bună care merită auzite de multe ori și le punem acolo în loc de jurnal să le țină minte lumea. Un singur lucru să întreb foarte, foarte repede. Prieteni mai ai? Slavă Domnului! Slavă Domnului, mai am prieteni. Firește, în ultima vreme i-am cam schimbat, am cam întors brazda plugului, oarecum. Mi-am regăsit vechi prieteni pe care îi pierdusem și am pierdut prieteni pe care credeam că îi voi avea întotdeauna. Dar asta este viața. Trăim într-o lume tranzitorie, într-o lume în continuă schimbare, cum se spune. Am prieteni foarte buni. Prieteni la care țin foarte mult și care sper și știu de fapt că țin foarte mult la mine. Am o familie frumoasă. Acum mai mare? Acum ceva mai mare. Săracul Gabriel, probabil că o să-mi reproșeze întotdeauna emisiunea asta, pentru că cine în prima zi din viața lui a fost atât de mediatizat? De cine a auzit o țară întreagă? Probabil că o să fie foarte nervos și foarte supărat pe mine din cauza aceasta. Nu e vina mea. Și de altfel vreau să spun că mă simt ca personajul acela lui Caragiale, care discută politică la o masă în timp ce așteaptă să-i nască nevasta și după ce a născut spune, știi ce ne trebuie nouă, monșer? Tiranie ca în Rusia. Tiranie ca în Rusia. O să te rog să ne spui ce ne-ai adus pentru programul nostru de donații de la Seara Bună. Am adus lucrul cel mai prețios pe care l-am, și anume această carte, Enciclopedia Zmeilor, este ultima mea carte. Este o carte pentru copii, o carte album, o carte spectacol, aș spune eu, ilustrată de un foarte bun prieten și de un mare desenator, Tudor Banuș, și care a apărut acum câteva luni la editura Humanitas. Recent am aflat că s-au vândut aproape 1000 de exemplare în câteva luni, ceea ce este, după mine, o performanță extraordinară, nu pentru mine, ci pentru cartea însăși, pentru că este o carte destul de costisitoare, pentru că e un fel de experiment la noi. Este apărut în cele mai bune condiții care pot exista, de fapt. Asta să mai întreb, pentru că s-a dus timpul programului nostru. Ce o să faci după ce se termină emisiunea? O să dorm foarte mult. O să dorm cel puțin până la 8:30 dimineață, după care mă înființez la maternitate. E un cadou din partea noastră. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi la Seara Bună. E un text aici care, în cazul ăsta, e pe deplin valabil. Și eu mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim, Mircea, pentru că ai acceptat invitația noastră. A fost o foarte mare plăcere. Zic cu toată îndârjirea, uitați-vă la Seara Bună, aproape de fiecare dată aici aveți ceva de văzut și de auzit și în primul rând de ținut minte. Mulțumim la toată lumea, Seara Bună, ne vedem mâine! Thank you.